Ia uitați la fiul meu, un dulap, fetelor, cum își ține fiul meu toate chestiile. Toate CD-urile, toate gentuțele, borsetele, rucsacurile, șosețelele, și el are cutii de depozitare. Ăsta își pune și pe culori, ia uitați. Pe roz, pe mov, pe alb, pe negru. Hainele soțului, lasă că le arăt unde sunt hainele soțului, ca să nu mai... O parte sunt aici. Ia stați un pic. Un numeraș gol. Uite, jumătate. Bluze. Deci, astea sunt niște chestii. Uite, fiul meu cum și le ține adunate. Toate aliniate. Și o să vă fac live zilele viitoare de acasă din Italia. Fetele mele ori văzut pe grupul nostru, așa-i fetelor, a moderatoarelor, ori văzut cum e casa din Italia. A avut de unde învăța de la tine. Păi ia uitați cum își ține fiul meu chestiile. Vedeți vreun creion sau vreun pix? Și are 16 ani. Vedeți vreun creion sau vreun pix la locul lui? Sau vreun caiet sau vreo agendă sau ceva în neregulă? Fiul meu, uite, își ține dezinfectantul lângă pat. Șervețele umede, își șterge mereu calculatorul, laptopul, telefoanele. Asta e bateria de care vă ziceam, măi, fetelor, e super. Deci, despre ce vorbim? Și vine nu știu cine și dă-mi, uite, hainele lui fiul meu, pijamaluțe spălate, călcate, toate cele. Domnule, te salută lumea. Soțul meu n-are nicio treabă cu mine. Eu pot să fac, să zic ce vreau, ce doresc. N-are treabă cu mine. Uite, mașina păcătoșii de noi merge și astăzi. Fetele, vreau în seara asta, după ce calc, dacă apuc, uite cum înțin prosoapele. Eu n-am timp să stau pe live să îi spun lui Căcălina starea la coaiele la moșul ei. Toate astea mi s-a aliniate, șampoane la șampoane. Asta e partea lui fiul meu, toate astea sunt ale lui. O să le așez, astea s-a lui soț. La fel și aici, uite, toate țiplă, toate în dungă. O să mai așez puțin așa de prin asta, de prin sertare. La fel. Deci dacă vedeți la mine în baie vreun defect sau în casă sau ce aveți ceva de comentat, puteți să-mi spuneți orice, dar nimic despre curățenie și nimic că eu nu stau pe live-ul nimănui să-l bârfesc, să-l critic și să zic ce-o făcut ăla, ce-o zis ăla, ce-o zis ălălalt. Stați să vedeți și la bucătărie dacă vedeți vreun vas murdar. Uite, mașina de vasă la mine merge și duminica, de exemplu. Și nu-i nevoie să stau pe live să vorbesc de Căcălina, să se uite lumea la mine. Mașina de vasă merge și duminica. Vedeți vreun vas în chiuvetă? Vedeți ceva neregulă? Vedeți aragazul murdar? Vedeți gunoiul nedus? Tot gunoiul meu e dus. O sticlă de azi. Nimic neregulă. La fel și pe terasă, la fel și la vase, la fel și în dulapuri. Uite cum își ține fiul meu. Toate borcanele lui bio, vegane și ce mâncare mănâncă el. Și o să zice, te dai mare, iar te dai mare. Dar dați-vă și voi, dragă. Și vorbiți de voi și arătați-mi și mie dulapurile voastre și soții voștri și copiii voștri. Și în momentul în care o să vă țineți casa așa ca mine, ce-i domnul iepuraș? Ia uite-l și pe el. Și pe ăsta-l iubesc de nu mai pot și pe el. Ia uitați-l cum ascultă. Când o să văd și eu dulapurile voastre, frigiderele voastre și toate aliniate și toate ordonate, mai vorbim. Și inclusiv pe terasă. Ia să vedeți pe terasa mea ce este. Nu e smopuri aruncate și scrum de țigară. Pe terasa mea sunt rufe la uscat. Spălăm, călcăm și pe partea cealaltă de terasă. Deci, când o să faci ce fac eu, și în special tu, Căcălino, când o să ai totul aranjat și totul aliniat în casă, poți să vorbești despre mine. Până atunci, zât.
tu ce vrei mă asta? Și ce dacă? Ce am arătat rachetele lui Putin? Extraordinar, prea multe expui. Și care-i problema ta, dragă? Ce te mână în luptă? N-am voie să mă expun, e casa mea, fac ce vreau. Vero amore che posso fare quello che voglio? Ce? Normal, o zis soțul. Bun. Și la baia de serviciu. La baia de serviciu la fel. Uite-l pe tata. Și ea era mama. E ultima poză de la ziua mea de naștere aici. Fratele meu, surorile mele. Mai am 3 surori și un frate. Fiul meu. Uite, el e fratele meu cu soția lui. Altă soră cu nepoata. De la încălțăminte până... Stai să vă arăt și baia de serviciu. Și baia de serviciu. Aia e mâncarea la iepuraș. Uite cum e la mine. Totul aliniat și totul ordonat și curat și parfumat. Și pot să mănânci din chiuvetă și inclusiv din grupurile sanitare poți mânca. Dar nu veniți pe live-ul meu să vă dați doamne. Și vă puneți pe live și... Spuneți, fată, ce să facem astăzi? Ce mâncăm? Ce căcăm? Ce pișăm? Pe cine bârfim? Erau toate maimuțele dimineață și de cine credeți că vorbeau, de Magda Ciumac. Faceți și voi ce fac eu, faceți colete în primul rând, uitați, eu dau la lume multe chestii. Am dat milioane întregi pe cercei, milioane pe transport, milioane pe haine și câte produse și câte și mai câte. Din banii mei și a soțului și uite, soțul mi-e lângă mine, dacă nu vi l-aș arăta acum, ați spune, minți, nu e cu tine, mincinoasă. Eu măcar arăt, dar voi ce arătați? Fetele, mai am partea asta de aici de făcut. Nu mai zic că mâine trebuie să separ toate bijuteriile. Câteva sertare am aici. Mai am bijuteriile, vreau să mai dau de prin vasele de pe la bucătărie, că am prea multe. Să calc astăzi astea. Și v-am pupat că săptămâna viitoare noi mergem în vacanță, avem casă și în Italia. Las că vă fac live de acolo, să crăpați de invidiu, să muriți. La mine în sertare, uite și la medicamente, sunt toate aliniate. Nu găsești fir de praf, particulă de praf. Nu găsești nimic în neregulă în casa mea. Dar nu veniți. În momentul în care o să fiți mai bune ca mine și în momentul în care o să fiți mai... bune la suflet, în primul rând, și mai asumate și mai așa, nu murim, dragă. Păi nu mor, dar ai ținut să precizezi. Deja ai crăpat și ai murit. Asta-l duc de aici, că nu mai îmi trebuie. Mai stați cu mine să-mi termin și partea aia de sus. Din dulap și să... Uite, al meu mi-a adus ciocolățele, afine. Și vreau să... Marș, o zis ăla. Da, marș tu, dragă, că tu ești pe live-ul meu. Nu știu cum să-ți spun, dar tu ești pe live-ul meu. Eu n-am unde să mă duc. Mie nu-mi spui marș în casa mea. Da. Și toate erau dimineață pe live. Maria Andreuță, te pup. Ce mâncăm, ce pișăm, ce căcăm, ce cafeluță bem astăzi, ce faceți fetelor, ce ați făcut, ce ați văzut, da știți că Magda Ciumac, da ați văzut soțul lui Magda Ciumac, da ați văzut ce a zis Magda Ciumac, da ați auzit ce a făcut Magda Ciumac. Vorbiți-mă despre voi, că eu nu vorbesc despre voi. Vorbiți despre voi, arătați-mi și voi casele voastre, vreau să le văd și eu. Arătați-mi soții voștri, că vreau să-i văd și eu. Arătați-mi conturile voastre. Arătați-mi bijuteriile voastre, machiajele voastre, moderatoarele voastre, oameni care vă iubesc. Faceți colete, dați pachete, dați premii, dați de mâncare, dați bani, dați obiecte, dați bijuterii. Faceți ce fac eu și apoi dacă mă întreceți, bravo vouă. Eu nici așa n-aș avea treabă cu voi. Bravo vouă. Înseamnă că ați avea ocupație, ați fi persoane bune, demne de a merita titlul de femei adevărate și v-aș respecta și a spune bravo, mă, uite ce tare e asta, mamă, deci hai să iau exemplu de la ea, bravo, măi, că ai făcut, bravo, că ai dat, bravo, că da, bravo la ce, bă, globelor, oilor. Marș, aia, și tu ești obsedată și tu ești obsedată de mine, că de-aia stai pe live-ul meu, fraierul. Sau nu?
Ia de aia stă pe live nou. A meu râde de voi. Tu ce râzi, măi? Lasă-mi un poc de vă continuare, prea nu hai să-mi pun și bluzele astea două. Puzi, pe poli. Ia să-mi iau trei bluze de aici, că sunt prea multe.